Mulțumesc, domnule președinte de ședință. Declarația politică se intitulează Deciziile politice, speranțe pentru persoanele cu autism. Stimați colegi, Ziua Internațională de Conștientizare a Autismului, marcată în fiecare an în a doua zi din luna aprilie, ne amintește că la nivel mondial autismul afectează un copil din 100. La finalul anului 2021, în România erau înregistrați aproximativ 15.000 de copii cu autism care aveau certificate de încadrare în grad de handicap și un număr dublu de adulți care suferă de această afecțiune. Numărul părinților care luptă pentru copiii lor este dublu. Pe cei mai mulți, efortul financiar îi copleșește. Lunar, câteva mii de euro se cheltuie pe terapii, iar părinții sunt obligați să renunțe la orice altă necesitate. Diagnosticarea precoce și intervenția timpurie intensivă ajută până la 47% dintre copiii cu autism să poată trăi o viață independentă. Fără terapie, simptomele autismului și comportamentele disfuncționale se agravează în timp. Fiecare copil are nevoie de iubire și atenție din partea părinților, însă un copil cu autism este un copil cu nevoi speciale, iar nevoile acestuia sunt legate în primul rând de formele de terapie intense și variate. Nu trebuie să uităm că autismul poate să apară în orice familie, indiferent de rasă, etnie, zonă geografică sau nivel de educație, iar solidaritatea umană nu trebuie să fie condiționată de niciunul dintre acești factori. Incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități este reglementată de ani buni, dar viitorul acestor copii rămâne nesigur. În România, de-a lungul timpului, școlile au continuat să-și deschidă și să-și adapteze oferta educațională pentru a face față exigențelor și provocărilor impuse de specificul școlilor inclusive. Însă și astăzi, integrarea școlară a copiilor cu autism se realizează cu dificultate. Școala și cadrele didactice, comunitatea părinților de copii tipici, dar și copiii cu autism și familiile lor, nu sunt în majoritatea cazurilor pregătiți pentru întâlnire și lucru împreună. Propunerile de politici publice nu trebuie să vină doar din partea ONG-urilor, statul trebuie să fie actorul principal, iar deciziile politice în acest sens trebuie să fie ferme, consistente și consecvente. De aceea, recenta declarație a Ministrului Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse privind negocierea pentru obținerea de fonduri europene prin programul operațional Incluziune și Demnitate Socială oferă speranța acestor familii în care se găsesc copii cu nevoi speciale. Împreună să ne arătăm solidaritatea față de cauza copiilor cu autism prin adoptarea de strategii și politici publice dublate de un buget adecvat. Un prim pas în acest sens este conștientizarea impactului pe care incluziunea socială, accesul la educație și intervențiile specializate îl au asupra dezvoltării și maximizării potențialului fiecărei persoane cu autism. Deputat PSD Telorman Florin Piper Savu.